Bună ziua! În primul rând sunt profesor de religie, am terminat teologia ortodoxă și în al doilea rând sunt formator și metodist în cadrul casei corpului didactic, ca să vă explic mai clar și pe scurt ce se întâmplă acolo. Noi scriem programe de formare, formăm cadrele didactice și apoi aceste cadre didactice aplică la clasă ceea ce îi învățăm noi. Am ținut neapărat să fac această mențiune pentru că ne aflăm în secțiunea How, sau ce putem noi face, să vorbesc în limba română. Putem implementa multiple proiecte și programe de formare. Deja am vorbit cu colegii mei să facem formări prin diverse asociații sau asociații în care funcționează dumnealor, însă consider că politicile educaționale sunt mai importante decât acestea. Ceea ce facem noi sunt mici floricele într-o mare de buruieni. De ce? Ca profesor am constatat următorul lucru. Elevii noștri, tânăra generație, au probleme de, ca să spun așa, de morală. Ei înțeleg libertatea ca fiind ceva asemănător cu sintagma fac ce am eu chef și ce vreau eu și când vreau eu, cu cine vreau și cum vreau, fără niciun fel de responsabilitate. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem și noi și domnii europarlamentari în măsura în care pot, să aplicăm programe de educație, de responsabilizare. Noi suntem cei care scriem conștiința viitoarei generații. Dacă generația aceasta care vine este mai rea decât cea actuală, n-am rezolvat nimic și întâlnirile noastre și toate vorbele și toate conferințele sunt zadarnice. De asemenea, cred că o colaborare strânsă între preoții, duhovnici și profesorul de religie este binevenită, pentru că formarea conștiinței iarăși este formată pe această cale. Ce m-am gândit eu pentru propunerile viitoare? Nu cred că analfabetismul funcțional de care se vorbește astăzi este atât de grav cât de lipsa de valori, de caracter și de implicare prin fapte. Faptele, nu mă refer la partea de distracție la care se gândesc elevii, știți, ca o glumă așa, există o mare, circulă o glumă printre ei, muncă și după aceea distracție. În schimb, astăzi s-a transformat în distracție și dacă rămâne loc de muncă, bine, dacă nu, și mai bine. Cred că aici este nișa pe care noi putem să apăsăm pe pedală și să ne gândim cum să-i responsabilizăm și să se bucure de muncă, pe de o parte, pe de altă parte, de formarea conștiinței lor ca viitori adulți. Și atunci, programele și proiectele pe care le-am propune așa ar fi foarte bine să fie pe cum să fii părinte și formare pe alegerea conștientă, cu toate informațiile la îndemână, nu cu informații trunchiate sau informații care îmi convin mie, ca tânăr. Parteneriatele, din nou, mi se par foarte binevenite și nu în ultimul rând mă gândesc că politicile educaționale să fie în strânsă legătură cu politicile audiovizuale, pentru că există o mare trend al pornografiei. De curând am aflat de o modă numită Porn Revenge, care circulă prin școli și care le aduce grave leziuni la nivelul moralei și conștiinței. Pe de altă parte, mi se pare că politicile privind sprijinirea ONG-urilor și a politicilor de sănătate, din nou, ar veni în sprijinul acestei educații pentru viață și pro-alegere conștientă, liberă, dar și responsabilă. Vă mulțumesc!